Salut și bine ați venit la un nou clip pe acest canal. În acest canal vreau să vă arăt cum mă uit la clipuri postate pe YouTube, dar din terminal. Deci nu folosesc un navigator, browser deloc. Nu accesez site-ul youtube.com deloc. Tot ce trebuie să fac este să rulez comanda YT de la YouTube, search, și să scriu un cuvânt cheie, de exemplu Linux. Dau un enter, aștept să își facă treaba, adică să caute. După ce a găsit, îmi oferă pe coloana din dreapta câteva clipuri găsite despre Linux și pe coloana din stânga îmi arată o previzualizare și câteva informații despre clip. Ca să vizualizez clipul, o să dau Enter pe clipul selectat sau ales și aștept să se pornească clipul YouTube în programul MPV. Durează un pic până își face treaba în fundal, după care aștept să mă uit la clip. Clipul rulează aici sau pot să pun pe pauză până se încarcă bufferul ca să meargă mai lin, mai frumos. Sau îl pot închide. Și acesta este tot ce trebuie să fac ca să mă uit la un clip pe YouTube. Dacă vreți să vă uitați și voi la un clip de pe YouTube prin terminal, aveți nevoie de următoarele aplicații. Fac un pic mai mare. Așa, aveți nevoie de aplicația FZF, YouTube FZF, MPV și YouTube DLP. De aceste patru unelte aveți nevoie pentru a viziona clipuri din terminal. După care trebuie să faceți un alias în fișierul Bash RC. Și aliasul meu este acesta. Odată creat aliasul, tot ce trebuie să faceți este să rulați comanda YouTube search, nu Linux, FZF, și o să găsească foarte multe clipuri despre cum se poate lucra cu FZF. Deci FZF-ul se poate folosi nu numai la vizualiza clipuri pe YouTube, se poate folosi la mult mai multe lucruri. Vă mulțumesc că ați stat până la sfârșitul acestui clip și nu uitați să dați un like, o abonare și de ce nu să partajați, share-uiți acest clip mai departe. Vă mulțumesc!